Situație îngrijorătoare la complexul energetic Oltenia. Încă un angajat al gigantului energetic a ajuns la spital. Bărbatul a suferit un accident vascular la locul de muncă. Mai multe detalii ne aduce însă colega mea, Alina Dodenciu. Alina, te ascultăm! Bun găsit, Mihai Dobai, în vârstă de 50 de ani, lucrează la termocentrala Craiova 2 la exploatare și a fost transportat de urgență la spital după ce a suferit un accident vascular la locul de muncă. Tot ieri și un electrician de la Cariera Roșie a ajuns la spital. Vasile Croicu spune că ar fi primit indicații de la șeful de sector să se prezinte într-un punct de lucru al secției, dar conducătorul său de formație nu a cunoscut noile comenzi primite de subalternul său. Drept urmare, fără întrebări, l-ar fi luat la înjurături pe angajat. Omului s-a făcut rău după injuriile care i-au fost adresate cerând ajutor medical specializat. De la începutul anului, 5 mineri au murit din cauza bolilor cardiace și alți 3 au ajuns la spital.